Bună seara și bine v-am regăsit. Începem emisiunea de ale Buzoianului și vorbim despre ce se întâmplă în trafic cu acțiune astăzi pe DN2 85. Radare în cascadă, mai mulți șoferi au fost prinși de polițiștii de la rutieră și au fost amendați pentru că au încălcat viteza legală. L-am invitat în studioul Campus TV în această seară pe domnul subcomisar Remus Nicula de la Serviciul Poliției Rutiere. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre și mulțumim de invitație! Vă mulțumesc și eu pentru prezență. Este o perioadă aglomerată. Aș vrea să începem prin a vorbi despre această acțiune de astăzi. Câți șoferi ați amendat și care a fost cea mai mare viteză pe care ați depistat-o în trafic? Da, cu permisiunea dumneavoastră o să încep prin a spune că activitățile din această perioadă pe care poliția rutieră, pe care serviciul rutier le desfășoară pe raza județului Buzău, ați văzut și dumneavoastră că sunt accidente rutiere, traficul este mai intens în această perioadă decât în perioada anterioară. Vorbim de aproape un trafic de sărbători în această perioadă, pentru că este acest sezon estival și dorim să nu înregistrăm accidente rutiere cu urmări tragice. Ați văzut de câte ori vorbim la dumneavoastră în emisiune și de fiecare dată buletinele de știri din naționale încep cu aceste accidente deosebit de grave. Și atunci, prin aceste acțiuni pe care noi vrem să-i descurajăm pe conducătorii auto să calce pedala de accelerație, că de fapt ăsta este scopul nostru, pentru că încălcând regimul legal de viteză, că atunci dacă se produce un accident rutier, urmările, consecințele sunt foarte mari. De aceea noi vrem să-i descurajăm. Nu vrem decât să atragem atenția că în această perioadă suntem ca și până acum, dar pe anumite porțiuni, pe anumite sectoare de drum, cu aceste sisteme de supraveghere video, cu aceste radare pe care se află în dotarea poliției rutiere, serviciului rutier, le avem în dotare să mergem pe aceste drumuri cu risc accidentogen. Într-adevăr, astăzi pe DN285 am desfășurat această activitate, au fost 6 radare, ele au acționat atât în staționare cât și în mișcare pe raza localităților Costești, Spătaru, pe varianta DN285 Șoseaua Nordului, localitatea Mărăcineni, Potârnichești, Poșta Cânlău. Și am avut 6 sisteme de supraveghere video. Conducătorii auto, să știți că au încălcat regimul legal de viteză. Este mai puțin important câți au făcut lucrul ăsta, dar eu o să vă spun că au fost sancționați, au fost date în jur de 87 de sancțiuni în decursul a 3 ore. Vorbim de ora 13 până la ora 16 a fost această acțiune pe acest sector de drum și 60 au fost sancționați pentru depășirea limitei legale de viteză. Într-adevăr, nu am reținut niciun permis de conducere, vorbim de peste 50 de kilometri în localitate pentru a reține un permis de conducere, dar în schimb am avut cu 96 de kilometri la oră un conducător auto și a fost, bineînțeles, sancționat. A fost constatată și o infracțiune pe Șoseaua Nordului, unde colegii de la Biroul Rutier Buzău au constatat o infracțiune în conducător auto, a condus cu numerele acelea provizorii, acele numere roșii, erau expirate din data de 13.07 și cu toate acestea acest conducător auto a condus acel autoturism. I s-a întocmit dosar penal în acest moment, când s-a constatat această infracțiune. Am avut astăzi pe acest sector de drum. Vineri am avut altă acțiune desfășurată la nivelul județului Buzău pe drumurile naționale. Vorbesc de DN10, DN1B spre Ploiești, DN10 spre Brașov, DN285, DN2C spre Pogoanele, pentru că vorbeam de sezonul estival și sunt foarte mulți conducători auto. Să știți că cei care vin din Ucraina folosesc acest DN2C, ajung la Costești, merg la stânga ca să ajungă pe DN2C spre Pogoanele pe acest drum. Așa au cerut cea mai scurtă și cei care sunt din Ucraina și vor să meargă pe litoralul românesc folosesc acest drum și vrem să nu înregistrăm accidente rutiere, vrem să nu înregistrăm evenimente rutiere cu urmări foarte tragice. Până la urmă, acesta este scopul tuturor acestor acțiuni. Avem pe cineva la telefon și apoi vom continua să vorbim despre ce s-a întâmplat astăzi. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Vă ascultăm. Și avea și o întrebare pentru invitatul dumneavoastră. Este adevărat că în municipiul Buzău urmează să se facă două noi sensuri giratorii?
Da, discuțiile și primăria municipiului Buzău, știți că este administratorul drumului public, am înțeles că s-au demarat aceste activități și urmează să se facă această sistematizare, dar în zona barierei Ploiești, în zona Drăgăicii, există documentația necesară. Din câte știu eu, cred că a fost depusă la Poliția Municipiului Buzău pentru a ne da și noi avizul, sau cred că a fost și dat, dar acestea sunt, din câte știu eu, acestea sunt sensurile giratorii care trebuie făcute. După câte știu eu, un sens girator are menirea de a ajuta la fluidizarea traficului. Știți foarte bine că în zona industrială, la fabrica de sârmă acolo, există un sens giratoriu care chiar nu fluidizează deloc traficul. La orele de vârf este o aglomerație infernală și chiar nu se poate circula. Și știm foarte bine, am mai sesizat la dumneavoastră, acest lucru se întâmplă din cauza acelor tiruri care stau în fața fabricii de sârmă și văd că nu se ia nicio măsură, cu toate că la 20-30 de metri, deci vis-a-vis de unde ei parchează, este o parcare foarte mare. Și acele tiruri, în loc să parcheze acolo, stau și încurcă circulația ore bune. Da. Sau zile bune stau acolo, fără ca nimeni să nu-i deranjeze. Înainte... Mi se pare corect ca ei să fie amendați o dată, de două ori, de 10 ori, de 9 ori, până se vor învăța minte și să se ducă să parcheze în apropiere unde este o parcare foarte mare. Aveți perfectă dreptate. Pentru noi, cei care circulăm în fiecare zi, este un adevărat dezastru până reușim să ajungem acasă. Este singura problemă pe care vreți să o menționați, pentru că aș vrea să-l las pe invitatul nostru, da, bine, să vă mulțumesc. Răspundă. O seară bună, la revedere! Da, Spuneți. Deci are perfect de dreptate interlocutorul. Într-adevăr, în zona respectivă se întâmplă să fie, sunt semiremorși de multe ori fără capul tractor, parcate, oprite acolo. Chiar înainte de a veni la dumneavoastră în emisiune, am discutat cu colegii de la Poliția Municipiului Buzău și le-am întrebat de sancțiunile date în zona respectivă și dacă mai sunt acolo, pentru că într-adevăr este o problemă, toată lumea vede lucrul acesta. V-am spus și data trecută, spun și acum, acolo sunt mai mulți conducători auto sancționați, dar pentru că nu-l găsim în zona respectivă, în cabină, pe acel conducător auto, procedura este un pic mai greoaie pentru a-l sancționa, nu sancționez pe loc. Trebuie să-i comunic proprietarul autoturismului, da? Îmi fac adresă ca acesta să-mi comunice cine este cel care a oprit autoturismul, cine este conducătorul auto, iar după aceea eu pot să iau măsura. Îl invit la sediu, nu vine în momentul respectiv, pentru că n-au chiar afiș, prin afișul nostru pe care noi îl amplasăm acolo, asta facem. Și atunci, v-am zis că procedura cu privire la oprire, și aceasta este nu, la nivel general, nu este numai pentru că dacă aș putea să-i dau sancțiune proprietarului, nu ar fi nicio problemă. În momentul când l-am găsit oprit cu fotografie, i-am făcut fotografie, cum facem de fapt și acum, îl filmăm respectivele autoturisme, autovehicule parcate și atunci îi trimitem acasă. Ar fi fost foarte bine proprietarului, nu celui care a oprit autoturismul în zona respectivă. Dar prin aceste sensuri giratorii sperăm ca să nu mai se ajungă cu această coadă, să-i spunem, da? Mai ales că mai există și o problemă acolo la casa de pensii, la fel sunt autoturisme oprite, a fost și zona și Drăgaica și la fel erau oprite autoturisme în zonă. Dar împreună cu cei de la poliția locală, noi de la poliția rutieră, sperăm să facem, ca să spun așa, ordine și în zona respectivă. Chiar este acolo, într-adevăr, se strangulează circulația datorită acestor tiruri. Da, sperăm, v-am spus, și prin aceste sensibilizatorii și prin activitățile pe care noi desfășurăm, deci această acțiunile pe linie de oprire, cum facem pe viteză, facem și pe linie de oprire, cu toate că în fiecare zi agenții de poliție rutieră care acționează, care ajung și în zona respectivă, ați văzut dumneavoastră cum este orașul și trebuie să ajungem și acolo, atunci îi sancționăm și pe acei conducători, dar procedura de oprire este alta decât cea. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, doamne voastră, bună seara, domnului comisar. Aș avea și eu două întrebări scurte. De ce poliția de la circulație la micro 14 stă pitită la florărie lângă Leobig acolo?
Și care-i precii? Pieton sau care îmi dă o prioritate dintre șoferi la trecere? Pieton le dă amendă. Dar de ce nu merge mai puțin încolo pe strada care duce spre loterie, spre biserică, și care trec de la piață și traversează spre loterie să le dea amendă? De ce nu e trecere de pietoni acolo, domnul comisar? Că vă rog, de 2 ani de zile, de când intrăm, direct. Știți da, ce, e adevărat că aș fi adresat această rugăminte de nenumărate ori. A doua întrebare. Da. Domnul comisar, de la circulație știi că se face concurs mai nou de motociclete pe variantă la bere, cu gabarit, cu putere mare a motoarelor, nu te lasă să dormi? La între ce ore? La 11 dimineața până la 4 dimineața. V-aș ruga să veniți într-o seară la mine, vă țin eu treaz cu o cafea și să vedeți dacă puteți dormi. În fiecare noapte sau sunt anumite zile? Acum, ce vreți, să vă dau toate... Hai că vi-l spun și pe ăla care e. Și ce rugămintea? Nu trebuie să mi-l spuneți mie acum, dumneavoastră, da. Către, faceți o adresă către Poliția Municipiului Buzău, care... Ascultați-mă ce vă spun. Eu am identificat... Am făcut o adresă către Poliția Municipiului Buzău și am fost amenințat să mai las mai deoparte reclamațiile. Ce părere aveți? Nu este corect, pentru că, până la urmă, dacă sesizăm orice aspect negativ de pe raza județului cu privire la încălcarea unei norme rutiere, da, și este foarte bine că faceți lucrul acesta, da? Dar eu de ce sunt amenințat? Poftiți? De ce sunt amenințat? Asta nu știu, pentru că... Oamenii dumneavoastră, domnul comisar. Am înțeles. Cine v-a amenințat? Probabil cei care merg cu motocicletele. Un polițist m-a amenințat. De ce v-a amenințat? De ce fac reclamații? V-am rugat și vă spun lucrul acesta, deci dacă dumneavoastră aveți vreo nemulțumire... Vă rog, mulțumire, domnule, că v-am spus mereu, v-am avertizat mereu, cu mașinile, că se fac concursuri, acum mai nou cu motocicletele, cu treceri de pieton la mijloc 14 la piață. Treci și amendați acolo oamenii, nu-i amendați dincolo unde treci bătrânul, traversează lângă florării, să duci tu mă la filatorul, traversezi de acolo. Nu vedeți că oamenii dumneavoastră nu-și fac datoria? O să vă răspundă invitatul nostru. Ceea ce vreau eu să vă spun este că în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție există un departament anticorupție. Acolo puteți face reclamații împotriva polițiștilor care vă amenință sau în cazul polițistului care spune că vă amenință. În cazul ăsta, dacă eu fac așa ceva, mai merg pe stradă. Ar trebui să mergeți. Da, ar trebui să putem reclama atunci când e o problemă. La mișcare care aș face m-ar amenda. Deci nu se poate așa. Să-ți facă datoria. Nu vreau nimic altceva. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Sănătate, o seară frumoasă. Deci chiar să lămurim aceste aspecte în zona respectivă. Știți bine că l-am îndrumat pe cetățeanul acesta să meargă la administratorul drumului public în acea comisie. Poate cu noua legislatură, cu noua conducere a primăriei, se pot lua anumite măsuri în zona respectivă. Dânsul a spus la momentul respectiv de o trecere de pietoni. Nu, pe acel sens de mers nu există o trecere de pietoni. Da, nu există. Deci noi avem dreptul. Și nu este doar dorința domnului, sunt mai mulți locuitori din cartierul respectiv care ar vrea. Ni se permite trecerea pe la trecerea de pietoni, da? Asta este. Putem să traversăm strada pe la colțul intersecției, dar acolo nu avem prioritate de trecere. Deci atunci, dacă ne asigurăm, la colțul intersecției nu va fi sancționat niciun cetățean că va traversa pe la colțul intersecției, dar tot atunci, v-am spus, nu avem prioritate de trecere acolo. Deci asta nu înseamnă că ar trebui la fiecare colț de intersecție să avem câte o trecere de pietoni. Ați văzut și dumneavoastră. Acolo unde este cazul, v-am spus cum se face. Pentru că în zona respectivă traversează mai multe persoane, se poate amplasa o trecere de pietoni. Pentru a se amplasa, ce trebuie făcut? Asta v-am spus, să adreseze administratorul drumului public. Eu am discutat și cu colegii, am zis că această problemă a fost discutată în această comisie, dar rezultatul cred că i l-a comunicat și dânsului, din câte mi-aduc eu aminte, că a fost, chiar dacă nu a fost discutată, poate fi discutată în zona respectivă și atunci să nu amplasăm. Pentru că ce se întâmplă, dacă știți, acolo în zonă există o stație de taxi. Stația aceea de taxi este pe trotuar.
colț chiar, este. Chiar pe trotuar, da? Da? Exact. Și trebuie, într-adevăr, se poate rezolva. Nu acolo. Este pe trotuar, este lângă trotuar. Este jumătate, nu mai e bordură și este stația de taxi. Colegii mei acționează, pentru că acolo am avut accidente în care pietonii au fost accidentați pe trecerea de pietoni. În zona respectivă, acolo, în zona... filatură, acolo exact, filatură, da, pentru că avem și, avem și acea stație a mijloacelor de transport în comun, coboară de acolo și atunci merg pe trecerea de pietoni. Mai există încă o trecere de pietoni dincolo de filatură, la fel, este folosită acea trecere de pietoni. Nu știu câți metri să spun că există între cele două treceri de pietoni, dar sunt. Într-adevăr, pe aleea centrală, că de fapt de această stradă spre biserică este vorba, nu există, dar putem să traversăm strada, încă o dată vă spun, la colțul intersecției. Dar asta nu, acolo nu va fi sancționat. Va fi sancționat persoana respectivă. Da? Pentru că asta, dar ne asigurăm. Nu avem față de trecerea de pietoni, ne mergem pe trecerea de pietoni, avem prioritate de trecere. Pe la colțul intersecției nu avem prioritate, dar putem să traversăm strada. Asta vreau să vă spun. Referitor la acea cursă de motociclete? Da, știți bine că zona aceea, în permanență, într-adevăr, noaptea, ne este puțin mai greu să monitorizăm video, adică să avem radarele și în zona respectivă, cu toate că colegii mei de la Poliția Municipiului trec în această zonă, dar asta nu știam că au început motocicliștii să ajungă și pe acolo, să îi le comunic colegilor de la Poliția Municipiului ca în această perioadă să aibă în atenție și această zonă pentru a-i descuraja, pentru că nu vrem să avem, v-am zis, accidente rutiere. Vă întreabă un telespectator dacă se vor lua măsuri în perioada următoare pentru asigurarea pietonilor. Asigurarea pietonilor. Probabil pentru a fi pietonii în siguranță atunci când traversează strada. Ați văzut și dumneavoastră că în permanență sistemele acestea de supraveghere video acționează pe la trecerile de pietoni pentru a îi descuraja pe acest conducător auto care nu respectă regula de acordare de trecere pietonilor și atunci sunt sancțiuni aplicate, sunt permise de conducere reținute în vederea suspendării pentru cei care nu fac acest lucru chiar de multe ori. De asta vreau să vă spun, la zona respectivă, colegii mei de la municipiu, din motivul acesta este să filmeze această trecere de pietoni. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Sărumile, bună seara. Spuneți. În legătură cu problema cu trecerii pietoni de care tocmai vorbea domnul comisar, aș avea și o propunere. Sunt și șofer, sunt și pieton. Niște semafoare pietonale. Nu poate fi vorba, nu se pot instala. Cel mai zona? Mult ar fi problemă în zona gării. În principal, în zona gării, dimineața între ora 7 și 8, când este traficul, se merge la serviciu. Este foarte aglomerat și dacă stai să acorzi prioritate legal, vă dau cuvântul că trebuie să stai și 15 minute da, continuu ca să treacă pieton. Da, știu și eu zona respectivă pentru că ajung în zona în perioada e gara, în care autogara, perioada, exact. Penii. În orele în care spuneți dumneavoastră ajung și eu în zonă și știu ce se întâmplă acolo și îți este greu să virezi la stânga dacă vrei să mergi spre Metalurgica, spre podul de la Metalurgica, este foarte și greu. La stânga și înainte, dar exact. Ar fi bine să informați cât de cât pietoni, v-am spus, sunt și pietoni și dau credibilitate și pietonilor că sunt mulți care nu opresc la trecerea pietoni. Da. Dar când te văd că te apropii la 2-3 metri de trecerea pietoni și pune piciorul de pe trecerea de pietoni, nu mi se înțelege asta corect, că nu sunt corect informați. Spun să uite ori la tine și spune, îi trece pieton, domnule, nu poți să dai. Poți să oprești, reduci automat viteza de la 50 la oră, 30, 40. 30 la oră, avem obligația și atunci când sunt pe corect, trecere să oprim. Viteza, dar în 2-3 metri până trecerea de pietoni nu prea poți să oprești. Să știți că și în zona respectivă chiar se circulă cu viteză redusă foarte greu. Foarte greu pot să circul cu viteză în zona respectivă, dar aveți perfectă dreptate, chiar există în Râmnicu Sărat, există un asemenea semafor cu buton. Așa, da? Brașovul este plin, cu facultatea acolo Brașovul este plin. Știu că în Brașov sunt asemenea dispozitive, asemenea semafoare. Dacă administratorul drumului public vrea să montăm și poate și la sugestia dumneavoastră a cetățenilor și la sugestia noastră, o să informăm lucrul acesta și o să vorbesc cu colegii de la Poliția Municipiului. Și zona Bazar de asemenea, la fel, sunt două treceri pietoni acolo. Una singură mai este acum în zona Bazar, spuneți? În zona Bazar este una semaforizată
și spre centru, spre sensul giratorul, sunt două trecere pieton la distanță de 5 metri una de cealaltă. Nu știu unde spuneți dumneavoastră, că nu mai sunt. Una s-a desființat. Una am desființat-o, cea de la... Banca aceea. Da. Aceea s-a desființat-o. S-a desființat, da. Și a mai rămas doar singur... unde este trecerea, la scoar de acolo, dar a rămas semnul pe... Noi scrie, drumului. Nu scrie, este indicator că acea trecere de pieton s-a desființat și mai mult decât atât, pe acel scoar a fost o bandă montată ca să nu mai treacă cei care mai vreau să treacă. Mai sunt pietoni care mai trec și care se uită la ferulare. Dar acolo nu mai există trecere de pietoni și mai fac o precizare și a mai fost desființată o trecere de pietoni, cea de unde s-a întâmplat accidentul dinspre în zona supermarketurilor spre Orizont. S-a desfințat și acea trecere de pietoni. Bun. Așa de acolo, da. Mai aveți vreo întrebare deci semaforul, pentru invitatul nostru? Semaforul acesta, da? Nu, atât. Vreau că în legătură cu... Vă mulțumim pentru intervenție. O seară bună. O seară bună. La revedere. Da, se pot monta asemenea semafoare. V-am spus, eu am fost și în alte țări și am văzut asemenea semafoare. Știu că am mai discutat cu dumneavoastră exact. Acest subiect și spuneați că ar fi o problemă pentru că oamenii nu sunt disciplinați și ar apăsa odată la două, la câteva secunde. Prin acest semafor, deci atunci când ai un asemenea semafor, trebuie să ai și loc de stocare autoturismelor care opresc acolo, pentru că există timpul acela de așteptare până când traversează. Și contează foarte mult sistematizarea în zonă, adică trebuie analizată foarte, foarte bine respectiva unde se amplasează. Mai am o întrebare de la un telespectator. Spune, dorim o soluție urgentă pentru intersecția Chiristigii cu Frăsinet. Da, știm, am mai discutat despre acest lucru. Am înțeles că s-a discutat și acest aspect, de foarte mult timp s-a discutat acest aspect pe raza municipiului Buzău, pentru că virajul la stânga, într-adevăr, este o problemă acolo și când dimineața, când copiii vin la școală și când la orele de la ieșire din program și acum am văzut când am venit spre dumneavoastră același lucru, erau, să zic, în jur de 10-12 autoturisme care vreau să vireze în stânga sau în dreapta. Da, pentru că s-au format acele două benzi, sunt două benzi pe sens, pe sensul spre fosta întreprindere contactori, atunci e un pic mai greu, traficul este foarte intens acolo și e greu să virezi la stânga. Există o variantă pentru un sens girator ca să poți să reduci viteza și să circule cei care sunt în sens și atunci ar fi o variantă dacă există posibilitatea efectuării acestui sens girator. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Am și o întrebare pentru domnul subcomisar. Se poate acționa mai bine pe bulevarde unde, după ce Călpă Unire, de fapt, este o bandă de mers ocupată, sunt parcări, foarte mulți mai opresc și pe a doua bandă, cu toate că la distanță, 10-20 de metri, sunt locuri de parcare. Da. Pentru că în fiecare zi Unirii este blocat cu aceste mașini. Nu se deplasează. În Buzău nu s-a inventat mersul pe jos încă. Unde au nevoie, acolo opresc. Asta ar fi o problemă. A doua problemă ar fi trecerile pietone la sensul giratoriu de la Carrefour, unde acelea ori să fie mutate mai în spate, ori pasaj, oriceva, pentru că este autogară, sunt magazinele, traversează în linie, exact ca pe românești, ca oile. Nu se uită, nu așteaptă să adune mai mulți, să treacă o dată, nu, ei în continuu traversează, iar a treia problemă, dacă când poliția județeană sau cea de la Buzău au acțiuni, acestea sunt date și pentru cei din mediul rural, pentru că există o problemă. În Buzău sau Ciriu pe drumul național te filmează, îți filmează abaterea, nu e nicio problemă. M-a prins, m-a sancționat, abatere filmată, nu e o problemă. Dar în mediul rural te opresc în continuu, pentru că tâns și nou camere de filmat nu au radar, nu au nimic. Ei trebuie să găsească sancțiuni sau bănuiesc doar în sondaj sau cum s-or face. Ei te opresc în continuu și îți cer toate documentele. Nu e o problemă că mă opresc, dar mă duc la țară. Da, există, știți, două posibilități.
constatarea directă a polițistului și prin aceste mijloace tehnice certificate și omologate. Într-adevăr, colegii din mediul rural nu au sisteme de supraveghere video, nu au, și atunci prin sondaj opresc autoturisme pentru a testa starea psihofizică a conducătorului auto, pentru că n-ai de unde să-ți dai seama dacă acești conducători auto au consumat sau nu băuturi alcoolice. Da, și într-adevăr, documentele pe care dumneavoastră le aveți, dar în principiu oprirea se face cu un motiv, n-ai purtat centura de siguranță, ai o defecțiune la sistemul de iluminare semnalizare, ai atunci ei când constată o asemenea abatere sau atunci când, v-am spus, vor să vă testeze cu aparatul alcool test. Eu știu, vorbești la telefonul mobil și atunci este, nu, v-am zis, nu merge un far. Și atunci trebuie să vă oprească prin sondaj. Asta sunt multe din motive pentru care conduc colegii mei de la poliția rurală, de la secțiile de poliție vă opresc în trafic. Într-adevăr. Să-i mulțumim și telespectatorului, da, ca să nu aștepte, da, pe fir până când îi explicați ce se întâmplă în asemenea situații. Da, în zona Unirii sunt într-adevăr de multe ori se mai întâmplă ca acești conducători auto să lasă autoturismul, dau drumul la avarii și merg să își facă cumpărăturile sau eu știu ce, pe la magazinele, alte activități. Chiar de multe ori am fost surprins să văd că existau locuri de parcare și au oprit în zona respectivă. Și atunci vă dați seama că noi nu facem altceva decât să-i sancționăm pe aceștia, că aici nu mai există nu este o urgență, aceste avarii, asta înseamnă că e urgență și atunci îi sancționăm. Acolo este și acea parcare în spic și obturează una din benzile respective. Într-adevăr, este o problemă și dacă îți mai parchează perpendicular cu acel autoturism, alt autoturism, de fapt rămâne doar o bandă de circulație din trei, câte ar fi trebuit să fie. Despre chiristigii cu frăsinet am vorbit mai devreme. Ce s-a întâmplat? Se va întâmpla acolo? Asta v-am spus, soluția. Dumneavoastră m-ați întrebat de soluție și v-am spus ce se întâmplă, ce se poate rezolva în zona respectivă. Deocamdată nu s-a rezolvat nimic, nici nu se va rezolva în viitorul apropiat. V-am spus, în zona respectivă, în primul rând, trebuie să respectăm. Avem două benzi de circulație pe strada Frăsinet și acolo altă soluție decât un sens giratoriu, dacă există posibilitatea circumferinței diametrului ca să nu acopere toată intersecția și atunci mai rău îngreunăm decât să descongestionăm, decât să fluidizăm circulația. Mai vorbim cu telespectatori și o să vă las să exemplificați ce s-ar putea întâmpla, dar ne oprim și ne apropiem de pauza de publicitate. Bună seara, vă ascultăm! Bună seara dumneavoastră și lui domnul comisar. Aș avea și eu o întrebare. Pentru magazinul Lebic, unde Banca Transilvania, acolo pentru trecerii de pietoni trebuie să fie făcută acolo, că e jalnică traversarea aia acolo. E periculoasă. Dumneavoastră spuneți tot de zona Aleea Centrală, Micro 14, unde Banca Transilvania cu Lebicul. Acolo e poșta, acolo e trafic. Da, știu. De alea și trebuie trece de pietoni neapărat făcut acolo. Am înțeles, este. Bun, este singura propunere pentru invitatul nostru? Și al doilea întrebare, să mai bagi anumite controle pe aici, pe la Micro 14, că pe aici se consideră că sunt mulți cu alcoolul la volan. Intră pe interzisurile astea, pe la biserică, pe la 29B, nu respectă circulația, claxoane, jigniți, dacă zici ceva, e pericol pe aici, să mai treacă mașinile de poliție pe aici, că să mai stea să-i ochească pe acești infractori care nu respectă legea rutieră în municipiul Buzău. Bun, vă mulțumim pentru intervenție, sănătate. O seară frumoasă, sănătate. Da, mulțumim pentru, oricum în zona respectivă, un pic mai greu ajung echipajele de poliție rutieră. De ce rutieră. Există zona centrală, există zona Bulevardul Unirii, unde în permanență trebuie să avem echipaj, pentru că ați văzut ce se întâmplă. Și acelea sunt tot cartiere ale municipiului Buzău. Bineînțeles, am zis un pic mai greu, n-am zis că la fel de, adică nu ajungem deloc. Da, iar trecerea aceea de pietoni, v-am spus, o să vorbesc cu colegul de la birou rutier, cu șeful biroului și o să-i comunic de aceste propuneri, pentru că sunt două propuneri pe care cetățenii le fac și atunci în zona respectivă probabil trebuie analizat și deplasat la fața locului împreună cu cei de la comisie și analizat acest aspect. O să ne oprim pentru o pauză de publicitate, dar apoi o să citesc și mesajele pe care le-ați trimis în câteva minute revenim.